ziarpiatraneamț.ro. ziarpiatraneamț.ro înseamnă libertatea de exprimare. ziarpiatraneamț.ro, o publicație care deranjează pe cei ce cred că lumea începe și se termină cu ei. ziarpiatraneamț.ro este singurul ziar online din județul Neamț care îți oferă posibilitatea de a-ți exprima punctul de vedere. Intră pe www.ziarpiatraneamț.ro și citește, ascultă, vizualizează. Interviuri video, dar și informații în format audio. Acum e mai simplu să ne citești. ziarpiatraneamț.ro, un ziar enervant de adevărat. Bună ziua, alături de domnul Cătălin Goldan, director de la Perla Invest, în noul birou, de când a dat zăpada pe drumuri. Ce ne așteptăm la pârtie? Bună ziua, cu mare plăcere, chiar dacă sunt și puțin răcit, nu răpit, într-un birou mai altfel, aici în Telegondolă, și chiar cred că e primul interviu de genul ăsta în acest birou. Da, suntem bucuroși că a venit zăpada. Clar. Bine, telespectatorii dumneavoastră și clienții noștri ar trebui să știe că nu e singurul parametru pentru a opera niște activități de iarnă pe pârtia Cozla. Pe platoul Cozla ne trebuie și temperaturi negative, foarte negative seara, ca să producem acea zăpadă artificială de care v-am povestit, care împreună cu zăpada naturală să ne dea acel white powder. Suntem bucuroși, suntem în curs de amenajare a pârtiei. Suntem la un stadiu de 30% în acest moment, acoperit cu undeva la 20 de centimetri de zăpadă. Eu zic că e ok, avem 3 echipe de lucru, lucrează non-stop 24 de ore, tunurile lucrează non-stop, estimăm undeva duminică, cât cade, 26, parcă duminică 26 ianuarie, este foarte posibil, nu promitem, pentru că prefer să mai amân o zi. Dar ca să am o pârtie, să am un strat de bază de calitate și să ne ducem cât mai mult cu sezonul chiar spre martie. Vroiam să vă pun o întrebare foarte dificilă, dar cred că am să vă pun una și mai dificilă. Sunt dispus să răspund orice tip de întrebare. Întrebarea dificilă ar fi fost să comentăm momentul cinetic la o mișcare de 8 grade la Telegondolă, dar vă pun una și mai dificilă. Cât de greu este pentru Perla Invest, ținând cont că am avut o iarnă care a fost ca vara? Ok, este greu, nu pot să, acum știți ca manager, orice manager își asumă și un grad de risc al business-ului. Într-adevăr, trebuie să recunosc că încă depindem de, când ne referim la încasări de sezon, de sezonul de iarnă și sezonul de vară, suntem undeva la mijlocul sezonului, nu este prea târziu. Noi dacă avem o lună februarie plină, deci dacă noi deja duminică este posibil să operăm pârtia și cu pârtia de tubing și cu patinoarul, putem avea 5-6 săptămâni de activități și respectiv de încasări și să ne revenim. Este un moment foarte greu pentru că cheltuielile fixe există oricum, fie că e sezon, fie că nu e sezon. Cel mai mult ne îngreunează plățile pe care le facem la finanțe, plățile aferente salariilor. Sunt de valori foarte mari în fiecare lună, suntem obligați să le plătim, avem și o eșalonare în acest sens cu finanțele și automat ești obligat să plătești rata la eșalonare și plățile curente, curentele la salarii. Mai mult decât timpul, ne afectează foarte mult puterea de cumpărare a clienților noștri și mai ales a celor din Piatra Neamț. Adică aș putea spune că mai degrabă vremurile decât vremea ne afectează. Oamenii nu mai cheltuie bani pe entertainment, pe relaxare. Se vede acest lucru nici la patinoar, de exemplu. La patinoar avem și promoții foarte, foarte interesante. Nu, traficul este mult mai puțin față de anul trecut sau față de acum două sezoane. Nu ne rămâne decât să venim cu idei noi, cu facilități noi, dar repet, noi am făcut și oferte și promoții foarte interesante. De exemplu, la schi, dacă începem pe duminică 26, avem cea mai consistentă ofertă. La fiecare schi pas de o zi, în parteneriat cu McDonald's România, restaurantul din Piatra Neamț oferă un meniu gratuit. Deci la un schi pas un meniu gratuit și invers. Dacă clienții cumpără un meniu
la McDonald's, au 30% reducere la ski pass. E ceva foarte consistent. La patinoare iarăși avem o plăcintă gratuit la fiecare bilet cumpărat. Am creat o promoție foarte interesantă pentru familii la patinoar. Un adult și un copil, intrare plus patine costă 20 de lei față de 25 de lei, prețul de catalog. Doi adulți plus doi copii, intrare plus patine, 35 de lei față de 50 de lei. Iată că o familie cu doi copii chiar au un discount destul de consistent. La aceste două promoții oferim și voucherele de la McDonald's. Prețurile sunt pentru sesiunea de 90 de minute. Nu aș vrea să mă axez foarte mult pe cât de greu ne este. Este greu, dar atâta vreme cât a venit zăpada, suntem București și eu zic că o să acoperim. Na, avem costurile clare, finanțe, energie, apă, carburanți, normal, acum o să consumăm ceva mai mult carburant pentru activitățile de mentenanță a zăpezii. Sunt acele costuri fixe, sperăm să ieșim la liman. Haideți să ne adresăm puțin și celor care, să spunem că au frică de înălțime, frică de telegondolă. N-am să vă întreb dacă ați calculat cam cu ce viteză ajunge o telegondolă jos când se rupe cablu, dar haideți să știm din cultura noastră generală că instalațiile de transport pe cablu sunt cele mai sigure din lume. La ce nivel de siguranță este telegondola din Piatra Neamț? Întrebarea este foarte bună, pentru că sunt foarte mulți, nu mulți clienți care ezită să urce în telegondolă din cauza fricii de înălțime. Sunt cele mai sigure instalații. E o instalație de transport pe cablu care este ancorată în două roți foarte mari și e vorba despre un cablu de oțel de 10 mm, foarte, foarte gros. Ca să nu intrăm în cifre, poate sunt telespectatori care nu se pricep neapărat, este o instalație foarte sigură. Nu am calculat căderea unei telegondole, Doamne ferește, în schimb ea merge cu o viteză de până la 6 metri pe secundă. În cazul în care un client ne solicită, putem să reducem viteza gondolelor până la 1,5-2 metri pe secundă, este posibil așa ceva, avem un ambreiaj care permite așa ceva. La fel, este o instalație la fel de sigură cu instalațiile Doppelmayr, pentru că ăsta este producătorul, din toată lumea. Este, nu e mai puțin sigură sau mai mult sigură. Este la fel de sigură ca orice altă instalație produsă de Doppelmayr în Europa sau în lume. Păi, haideți să-i speriem pe toți. Câte kilograme are o telegondolă? Aproximativ. Are undeva la 500 de kilograme o telegondolă. O telegondolă 500 de kilograme, care este înălțimea maximă? Înălțimea maximă e undeva la 100 de metri. 100 de metri, deci presupun că pe la 50 nu mai poate să accelereze, un 9,8 metri pe secundă, cam 120 de km la oră, deci nu vă speriați. Deci, în plus aș vrea, mai și glumim, dar în plus aș vrea să spun că în cazul în care, datorită condițiilor meteo, bate vântul sau se întâmplă ceva la motor, deci nu neapărat la cablu, nu cade cablu, da? Deci nu mai merge motorul. Telegondola stă pe cablu, da? Avem parteneriat cu cei de la Salvamont, pe partea de rescue, pe salvare. Vin în câteva minute, se urcă pe stâlpi, coboară pe cablu cu acele cabluri speciale și fiecare client este adus în siguranță. Noi, bineînțeles, că vom încerca în primul rând să activăm motorul de avarie. Avem și un motor de avarie care este pe carburant, da? Motoarele normale sunt pe energie electrică. Repet, dacă se întâmplă ceva și rămâne instalația blocată, clienții sunt luați de salvamont și aduși la pe pământ, ca să zic așa, pe ceva sigur. Eu nu am schiat absolut niciodată. Dacă vin sus, găsesc schiuri, găsesc pe cineva să mă împingă, găsesc pe mărimea mea. Împingător găsim, destui. Noi le zicem pantofari, cei care nu schiază și vin cu pantofi sau cu pantofi sport pe pârtie. Dar bun, întrebarea are și foarte bună, pentru că noi tot timpul când avem ocazia spunem lucrul ăsta și dacă uităm ne bucurăm să fim întrebați. Eu, de exemplu, am învățat să schiez în sezonul trecut, fiind managerul companiei, normal că trebuia să știu și pârtia cum se obligație de serviciu, da, văzând și copilul meu că se dă cu placa la 5 ani, am zis că domnule, nu se mai poate. Și atunci mi-am pus schiurile în picioare, ajutat de un monitor, împins în prima instanță de un monitor. Bine, nu, clar, avem o școală de schi,
în colaborare cu cei de la Monitor, la Monitor. Avem o colaborare cu profesorul Giuseppe, cu profesorul Brânzei, sunt licee care au profil deschis și profesorii de acolo vin și la noi. Prețuri foarte bune, avem echipament, avem centre de, chiar trei centre de închiriat echipament, unul din cele trei centre și vinde echipament. Avem monitor de schi, avem centru Salvamont, pârtea este asigurată non-stop de către băieții de la Salvamont, care, bineînțeles că dacă Doamne ferește de ceva, fac transferul la o mașină de salvare și spitalul este foarte aproape. Ca o noutate, deci la ce m-ați întrebat, clar, avem toate condițiile ca și un client, un cetățean din oraș să vină și să învețe să schieze. Avem pârtea de tubing, pârtea care noi o folosim pentru acele colace, o vom folosi și pentru școala de schi, pentru cei mai începători. Acea pârte va fi folosită și pentru sânii. Ulterior se merge la telescaun, începe să se coboare pe pârtea de începători, care încă nu este amenajată, dar se poate schia pe ea, dacă avem zăpadă suficientă și bineînțeles că după aia se vine la pârtia Cozla 1 și mult succes! Eu pe zăpadă în ultimii 10 ani m-am dat doar cu mașina. Câți bani trebuie să am în buzunar ca să vin sus și să mă îmbrac, să mă împingă, să mă tragă, să mă învețe? Okay. Cam câți bani îmi trebuie într-o zi pentru acest lucru? Eu zic că cu un buget de 150 de lei pe zi, de persoană, se poate obține o zi faină la schi. Și aici am inclus un ski pass de care costă 100 de lei. La un ski pass de 100 de lei oferim un gratuit un meniu la McDonald's. Iată că se poate lua prânzul acolo, mai e un suc. Încă 20 sau maxim 30 de lei se poate lua echipament. Eu am pus un 150 de lei cu tot. Adică în sensul că poate clientul se dorește să meargă la restaurantul de pe Cozla. Ca să simtă bine. Deci cam ăsta ar fi bugetul. Dacă avem clienți care vin la schi din alte orașe, avem pachetul schi la Piatra Neamț, care combină cazarea în căsuțele noastre din strand, căsuțe încălzite și cu ski pasul. Sincer, un client care vine din afară iese mai bine, pentru că noi am făcut discount la ski pass. Care e rolul nostru? Să creștem gradul de ocupare al gondolor și al telescaunelor și atunci clientul care vine din afară îi dăm un discount la cazare, chiar și dacă e la partenerii noștri, și un discount la ski pass. Bugetul este până într-o 150 de lei, maxim 300 de lei de familie, chiar o familie compusă din doi adulți și un copil. Cât timp îmi trebuie ca să ajung la gips? Cât timp trebuie să învăț? O perioadă optimă de a învăța să schiezi și chiar să te dai cu placa înseamnă undeva până la o săptămână. Deci după o săptămână, dacă mergi zi de zi la un instructor, măcar o oră pe zi, o oră jumătate, dacă nu chiar două, într-o săptămână se poate coborâ pârtea Cozla 1, o pârte de nivel mediu care are doar o plecare mai abruptă, în rest este super facilă. Estimarea noastră este că undeva până la o săptămână se pot învăța principiile de bază, bineînțeles mișcări care pot fi îmbunătățite ulterior. Acesta a fost interviul cu directorul de la Perla Invest în noul dumnealui birou. Ce să vă spunem? Mergeți pe pârtie. Nu știu dacă eu am să fiu cel care să merg pe pârtie pentru că am un program foarte încărcat, dar mergeți pe pârtie. Și pentru cei ca mine au la un moment dat niște garduri care să ne oprească. Deci mergeți cu încredere. Vă așteptăm la... Mulțumesc pentru invitație. De fapt, voi m-ați invitat și eu am acceptat provocarea. Vă așteptăm pe toți pe pârtie și la patinoar. Nu uitați de promoțiile noastre care le avem împreună cu McDonald's și nu uitați de evenimentele pe care le avem în luna februarie. Foarte curând, Piatra pe Zăpadă pe 1 februarie, pe 14 februarie concursul de schi alpin Cupa Piatra Neamț, pe 21 februarie concursul de snowboard, pe 28 februarie concursul de biciclete de pe zăpadă. Între cele trei concursuri, pe 22 februarie Winter Tour Snowfest, un concept mai altfel și care va fi o surpriză pentru dumneavoastră. Vă așteptăm în număr cât mai mare la pârtie și la patinoar. Mulțumim frumos!